Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou la treabă. Și astăzi ne-ați propus să lucrăm ceva cu numere complexe, da? Așa. Dar apropo de asta, o să facem și o problemă, că mi-a venit în minte acum. M-a sunat un elev de pe Râmnicu Sărat și mi-a pus o problemă cu numere complexe. Dar dacă o să avem timp, dar să, mai întâi să ne pregătim. Dictează-mi, te rog. Deci numere complexe, da? Da. Numere complexe. Aveți grijă să mă atenționați, să spun așa deschis, pentru că vrem ca să fie cât mai citeți, cât mai ușor de urmărit. Observații la soții și atunci sper să mă conformez. Da? Mă sprijiniți și voi. Da. Da. Îmi spuneți, atenție de o profesor, frumos, scrieți frumos și ștergeți bine tabla. Da? Astea două lucruri care să le facem. Bine, poftim. 1 plus i. Da. Pe lângă 2 plus i. 1 plus i pe lângă 2 plus i. Plus. 1 plus i pe lângă 2 minus i. 1 plus i pe lângă 2 minus i. 2 minus i. Să calculăm asta? Da. A. Începe. Vorbește. 1 din 2. Egal cu 2 minus 1. Deci 2. Minus 1. Mă rog. 2 minus i. 2 plus i. Ah, 2 plus i, pardon. Da? Da. 2 plus i. 2 plus 2 i. Plus 2 i. Minus 1. Minus 1, pi pătrat, da? Da. Minus 1. Plus 2. Plus 2. Minus i. Minus i. Plus 2 i. Minus, nu, plus i. Plus? I. Plus 1. Da, plus 1, pardon. Minus i pătrat, care e minus 1, știți, plus 1. Egal. Deci vine cât i cu minus i, termin, 2 i. Mai întâi partea reală, 3, da? Da. 3. 2. 2. Minus 1, 1. Minus 1, 4. Așa, 4, da? 4. I. 4 plus 4 i. E bine? Da. E 2 de aici cu 2, 4. 2 i cu 2 i. 4 plus 4 i. Da. Da. Ce ți-a părut ție greu aici? Hai, Mihai, să începem cu numai așa. Hai, hai să avem timp. Hai. Ca să ne încălzim, da? Da. Bun. Altul. 1 supra. 1 supra. I minus radical din 5. I minus radical din 5. Minus 1 supra. Radical din 5 minus i. Radical din 5 minus i. Plus i. Plus i. Plus 1 supra. Radical din 5 plus i. Radical din 5 plus i. Minus 1 supra. 1 supra. 1 plus radical din 5. 1 plus radical din 5 i, da? Nu, doar radical din 5. 1 plus radical din 5, atât? Da. Poate i plus, dar dacă i plus radical din 5, se reduce. Nu, nu, nu. Lăsăm așa, 1 plus radical din 5. Da. Egal mai departe cu... Ce? Ce facem același numitor? Deci s-a dus la același numitor. Da. Aici avem i minus radical din 5 și din coace radical din 5 minus i. Scoate un minus care duce aici face plus și schimbă ordinea. I? Da. Va fi i minus radical din 5, da? Da. Deci vine 1 supra i minus radical din 5 plus 1 supra i. Deci 1 supra. De fapt, 2 fac ăștia. Da. Că 1 supra i radical din 5 încă o dată plus 1 supra i radical din 5 da. Face 1 supra... Face 2 de al de 1 de al de i minus radical din 5. Deci am terminat-o. Aici nu pot să mă ocup de ăștia, pentru că ăsta e număr real, nu? Ăsta, 1 da. Supra 1 plus radical din 5, nu-i complex, că nu are parte imaginară, văd. De acord, da? Da. Cum propuneți aici să lucrăm? Păi avem primul 2 supra i minus radical din 5, acolo e i plus radical din 5 și... Tu vrei să-l grupăm și pe ăsta și pe ăsta, să-l pun repede aici, așa.
1 supra radical din 5 plus i. Da? L-am pus lângă el. Și să trecem în partea cealaltă cu plus parte. Și mai este plus i, nu? Da, plus i. Minus 1 supra radical din 5. Cam așa. Să zicem, am aranjat un pic mai plăcut. Și acum ce să facem? Cum să procedăm? Să aducem același numitor numai aici. Putem face așa, da? Da. Și aici, în partea a doua... Vedem cum se aranjează. Să vedem ce este de aici, da, urmă mai vedem, da? Hai să vedem. Ce să fac acum? Care e numitor comun? I plus radical din 5 pe lângă I minus radical din 5. Corect. Și vine 2 pe lângă radical din 5 plus I plus I minus radical din 5 totul supra I minus radical din 5 pe lângă I plus radical din 5 face I la a doua minus 5. Așa vine? Da. Radical din 5 la pătrat? Da. Plus, mai departe, hai să vedem ce mai am acolo, plus I, minus 1 supra radic, 1 plus radical din 5. Și egal mai departe cu? 2I plus 2 radical din 5. 2I plus 2 radical din 5. Plus I minus radical din 5. Așa. Totul supra minus... 6. Minus 6, că i pătrat e minus 1, minus 5, minus 6. Plus i. Minus 1 supra 1 plus radical din 5. Minus 1 supra 1 plus radical din 5. Amplificăm pe prima cu 1 plus radical din 5. Așa. Pe a doua cu 6 plus 6 radical din 5. De fapt, minus. Da. Mă rog, cu minus... Vă propun să amplificăm cu conjugatul aici. Da. Da. Ca să fie mai la îndemână cu... Nu-mi place 1 plus radical din 5 să lucrez. Da. Da. Și atunci să mulțim cu 1 minus radical din 5, și sus și jos. Da? Da? Și să fac reducerea terminului aici, dacă am ceva de redus. Nu prea am de redus, nu? Nu. 2i plus i rămân 3i. Deci... Ai. 2i... Nu. Da. Plus i nu se poate. Da. I ăsta e negat de radical din 5. Cel mult putem scoate pe i în factor ca să aranjăm altă parte imaginară. Deci zicem 2 radical din 5. 2 radical din 5. Plus i. Plus i pe lângă. Pe lângă 2 plus radical din 5. Așa. 2 plus radical din 5 supra minus 6. Plus i. Plus i pe lângă. I minus. Minus 1 supra 1 plus radical din 5. Deci cât e conjugata? Cu cât se mulțește și sus și jos? Era cu minus radical din 5. Da, pe asta mă și eu. Era 2i plus 2 radical din 5 plus i minus radical din 5. Plus i? Asta a fost i? De care vedeți mâna acolo, dreapta sus. Din 5, mă. De data asta vedeți acolo minusul, care era după partea. Deci plus i ăsta? Mai îndreaptă. Mai îndreaptă. Așa la ultima dată era... Plus i minus radical din 5 și l-am mai zis? Da. A, i minus radical. Da. Am uitat eu. Asta este. Și de asta ziceam. I minus radical din 5. Corect. Vedeți, prezența voastră chiar asta, rolul ăsta l-are. Și acum să vedem treaba care e acolo. Da, era cu totul altceva acum, în felul ăsta, da? Și vine 3i. 2i cu i, 3i. Deci, hai să scriu mai întâi partea reală. 2 radical din 5 minus radical din 5 face radical din 5. Și plus 3i, nu? Da. Minus 6. Așa, supra minus 6 plus i. Și acum, dacă mulțim cu conjugata cu 1 minus radical din 5 și sus și jos. Dă 1 minus radical din 5. Deci sus va fi 1 minus radical din 5. Și sus jos va fi 1 plus radical din 5, pentru că 1... 1 minus 5 minus 4. 1 la a doua, deci 1 minus 5. Să lăsăm să vadă toată lumea, radical din 5 la 5. Deci face minus 4, a spus voi. Da. Hai să punem deodată pe timpul. 4 și pun plus în față. Da. Minus 4 a schimbat semnul în față, da? Da. Și este egal mai departe cu... Să scoatem și acel minus. Numitorul comun
cât este acum? Să scoatem pe minus ăsta, da, da? Ar fi 12 în totul comun. Da, 12. Haideți să-l punem sus 24. Minus și minus aici. 24, deci. De ce e 24? Păi 4 ori 3 și 6. Cel mai mic multiplu, nu căutăm un multiplu oarecare. 24 este și el dat. Cel mai mic este 12. Și amplificăm aici cu 2. Și acolo cu 3. Aici cu 3. Și aici cu... cu aici cu 12. Aici am 12 la aici. Da. Și ăla avem. Ia să vedem. Minus 2 radical din 5. Minus 2 radical din 5. Minus 6 i. Minus? Plus 12 i. Nu? A, da, da, da. Plus 12 i. Și plus 3. Plus 12 i. Plus 3 minus, minus radical, 3, 3 radical din 5. Tot asupra 12. Și este egal mai departe. Ia să vedem cum ne dă. La 2 radical de 5 minus 3 radical 5, dar minus radical de 5. Deci 2 radical, minus 2 radical de 5 și aici este minus 3 radical de 5. Da, face minus 5. 5 radical de 5. Da? Da, da, da. Minus 5 radical de 5. Plus 3, plus 3, că n-a rămas singur. Așa, plus 3 și 12 este. 12 este acolo. Da, 12 e. Așa, plus 3. Plus 3. Și acum minus 6 e... plus 12 i, minus 6 plus 6 i. Plus 6 i. Plus 6 i, totul supra? 12. Nu mai avem ce face. Dacă vrem să-l aranjăm ca un număr complex, partea reală, adică voi spune 3 minus 5 radical din 5 supra 12, ca să fie partea reală, plus i înmulțit cu 6 pe 12, plus i ori 1 pe 2. Da? Sau 1 pe 2 că 6 i pe 12. Da. Da. Ah, da, da, da. De acord? Da. Deci am distribuit numitorul. Am aranjat ca un număr complex. Partea reală și partea imaginară. Da? Partea reală și partea imaginară. Da, voi decât un calcul, dar eu cred că e vreo greșeală, că nu trebuia să dea așa. Dar noi ne-am luat, așa cum ați văzut voi, am lucrat, n-a fost nicio problemă. Să vedem alte niște. 1 pe 2, ori 0. Am să scriu de sub aici. 1 pe 2? Ori Z. Ori Z. Așa. Plus 3. Da. Este egal cu 1 pe 3. 1 pe 3. Ori Z conjugat. Ori Z conjugat, da. Minus 2. Minus 2. Să găsim pe Z probabil aici. Da. Da? Să se găsească Z din ecuația asta. Ce idee aveți? Este ca A plus B. Deci luăm pe Z A plus BI, nu? Deci fie Z egal cu A plus BI. Și începem. Deci dacă Z egal cu A plus BI, atunci devine 1 pe 2 pe lângă A. 1 pe 2 pe lângă A plus BI. BI plus 3. Egal cu 1 pe 3. Așa. A minus A minus B. A minus B. Minus 2. Minus 2, da? Echivalentul. Ia să vedem pe ce. Cum zicem acolo? Păi acum aducem la același lucru. Sigur, eu zic să mulțim, pur și simplu. Da. Ori aduci la aceeași lucru cum spui tu, ori mulțim. 6 ar fi numitorul, nu? Da. Și ar veni 3A. Vorbește ce? 3A plus 3BI plus 18. Plus 18. Este egal cu 2A. 2A minus 2BI. Minus 2BI. Minus 12. Minus 6 ori 2, 12, da? Da. Echivalent cu? Echivalent cu A plus 5BI. Deci vine 3A și cu 2A se reduc și face un A. Plus 5BI. Plus 5BI. Deci e 3BI și cu 2BI, da? Da. 5BI, corect. Plus 30. Plus 30. Egal cu 0. 30 egal cu? 0. 0. Adică aș spune egal cu 0
plus i ori 0. Așa îl scriu ca număr complex. Da? Și atunci de aici rezultă partea reală egal cu partea reală. Și imaginea, adică a plus 30 egal cu 0. A plus 30 egal cu 0. Și are 5bi. 5bi egal cu 5b. Egal cu 0. Da? 5b egal cu 0. Deci de aici înseamnă că a egal cu 30. Minus 30 b egal cu 0. Da? Deci Z-ul arată așa. Z egal cu 30. Este un număr real. Da. Deci numărul căutat este un număr real. E minus 30. E minus 30? Da, minus 30. Deci este Z egal cu minus 30. Un alt exercițiu. Minus 1 pe 2. Minus 1 supra 2. Minus radical din 3 pe 2 ori i. Minus radical din 3 pe 2 ori i, da. Tot într-o paranteză la puterea a 3. Totul la a 3. Egal. Cum propuneți? Păi, să punem ca blumul la a 3. Da. A plus b totul la a 3, da? Deci egal cu. Da. Minus 1 pe 2 totul la 3. Minus 1 pe 2 totul la 3. Plus 3. De 3 ori. A pătrat. Adică minus. De 3 ori prima parte la pătrat, adică minus 1 pe 2. La pătrat. Da. B. Ori B, adică ori minus. Adică al 3 pe 2 i. I. Plus 3. Prima parte simplu, simplu minus 1 pe 2, minus 1 pe 2, ori a doua la pătrat. Ori minus radical de 3 pe 2, ori i la pătrat și plus minus radical de 3 pe 2 i, totul la a 3. Minus radical de 3 pe 2 ori i, totul la a 3. Și egal cu? Și egal cu 1 pe 8, minus 1 pe 8. Deci face egal cu minus 1 pe 8. Plus 4 plus cât vine 3, minus 3 radical din 3 pe 4. Deci 3 radical din 3 pe 4 ori. Da, da, ori. Așa, plus așa. Plus 3 pe 2 e bine așa. E bine plus sau e minus? Întrebarea. E bine plus. E minus cu minus. Dar ăsta e la pătrat. A, minus. Din la pătrat e deja plus. Da? El s-a transformat în plus. A, e și minus. Și rămâne minus. Da. Sigur, era minus. Corect. Și acolo vine 3 ori 3, 9. 9. 3 ori 3, 9. 9, da. 9. Pe și, 4. Și plus i-ul care 8. Se transformă în minus 1. Care se schimbă semnele. Minus, minus, deci i pătrat ăsta face minus 1. Da, și cu minus. Și cu minus de față face. Nu, dar minusul a fost la pătrat. A, da. Deci ăsta minusul la pătrat face plus. Da. I pătrat va face minus. Deci ăsta se termină cu minus. Da. Deci minus, și cu minusul de aici face plus. Da. Deci vine cât acum? Plus, plus 9 pe 4. Plus 9 pe 4 i. Ba, nu, i-ul dispare. 9 supra 4. Ai zis 9 pe 4, atât. Da, atât. După pe 4 sau pe 8? Păi 4, 2, 8. Până 2 ori 2. 4. Păi da, e 2 la a doua. Păi da, și 2 ori 2 ori 2. 4 ori 2. Ah, da, deci 9 pe 8. De acord? Da. Și mai departe. Plus 3 ori 3 radical din 3. Plus 3 radical din 3 pe 8. Era... minus. Minusul la 3 este minus. Plus și i-ul care... Da. A, da, da. Și i-ul la a 3-a cât este? Plus. Minus i. Da, este i la 2 ori i, la 2 mai dă un minus. Da? Da. Și da. Rămâne minus i. Și cu minusul de aici face plus. Da. Deci vine plus. Plus... Alo? Un
Eu sunt într-o oră de matematică la ora asta. Da? Bine, bine. Da, deci 9 pe 8, plus cât am spus acolo? 3 radical din 3 pe 8. 3 radical din 3 pe 8 i. I, da. Încă o dată, i la 3 face minus i, minusul la 3 face minus, și cu minusul minus face plus, i, și 3 radical din 3, radical din 3 la 3 face 3 radical din 3 pe 8. Da, da. Cam așa arată. Și acum, să vedem mai departe cum procedăm. La același numitor pe 3 radical din 3 pe 4 i plus 3 radical din 3 pe 8 i. Așa, tu să aducem peste tot, da? Da. Hai să zicem. Deci, acum pe a doua. Și vine 8 ori cu 1. Și vine minus 1. Minus 6 i plus. Da? 6 radical din 3 i. Plus 9. Și plus 3 radical din 3 i. Da? Și este egal cu 8. Stai, am greșit. Am greșit, să vedem unde. Nu trebuia să 6 radical din 3, că n-am amplificat acolo cu 8. N-am amplificat cu 2? Ah, ba da, ba da. Nu am crezut că am făcut direct. Deci cu, am amplificat cu 2 peste tot și acum am scris minus 1, minus 6 radical din 3 i, plus 9, plus 3 radical din 3 i, da? Da. Și rămâne 8. 8. Minus 3 radical din 3 i. Totul pe 8. Totul pe 8. Și distribuim numitorul ca să coașez. 1 minus 3. 1 minus 3 radical din 3 pe 8 ori i. Așa arată numărul complex. Da. 1 minus 3 radical din 3 pe 8 ori i. Da. Da. Asta a fost o variantă. Dar dacă aveam la 5-a? Ficam tot la 5-a. Ficam la 5-a, ficam la 3-a și la 2-a. Da. Demulțeam pe urmă rezultatele, da? Da. Da, și asta a fost o idee. Da, am un exercițiu la puterea 6. Ai bun, la 6-a. Da. Dar hai să ne ocupăm de asta aici, că la 3-a, chiar mă gândesc, dacă ar fi la o putere mai înaltă, mai mare, a fost mult mai greu, nu? Da. Și atunci, eu mă gândesc să reprezentăm sub formă trigonometrică. Da? Da? Trecem din forma algebrică în forma trigonometrică. Da. Vă amintiți, dacă Z e egal cu A plus IB, un număr complex, atunci se trece la Z, egal cu modul din Z, pe lângă cosinus de alfa, plus I sinus de alfa, da? Unde modul din Z este cine? Radical din a pătrat cu b pătrat. Așa este? Da. Iar alfa egal este argumentul. E arctangent de b pe a. Nu știți de unde vine asta. Băi, de ce nu spuneți? Nu trebuie să stau și să mă întreb dacă știți ori nu. Ci faceți, v-am mai spus de atâtea, faceți un serviciu foarte bun și pentru cei care vor privi lecția asta. Dacă avem curajul să spunem exact, minus 1 pe 2 a fost, minus da, radical din 3 pe 2 ori i. Ei, dacă e dat un număr complex, să-ți iau un general. Imaginea numărului complex cine este? Este un un punct în plan. Da? Deci dacă Z, îl luăm pe Z-ul ăsta de tipul minus 1 pe 2 la noi, plus sau minus este aici, minus I radical din 3 pe 2. Deci partea reală este minus 1 pe 2, X-ul. Dacă luăm unitatea, așa să spunem, un pic mai mare chiar, minus 1 și minus 1 pe 2, cam aceste. Deci minus 1 pe 2. Înseamnă că pe paralela asta, tot timpul x-ul va fi minus 1 pe 2. Da? Pe paralela adusă prin minus 1 pe 2, orice punct de aici va avea x-ul minus 1 pe 2. Y-ul este minus radical din 3 pe 2.
tot își vine pe axa y. Și axa y, da. Deci. Și pe axa y fericilor este sinusul. Imediat ajungem și acolo, dar hai să, să reprezentăm punctul ăsta. Da, pe radical 3 vine cam 1,73. Pe 2, 0,86. Deci pe rândul 1. Da? Aproape de 0,86, aproape de 1. Deci dacă ăsta ar fi unitatea, aceeași trebuie să o luăm și aici, cam pe aici undeva. Ducem paralele și pe aici este, cât am spus, minus radical din 3 de 2. Și unde se întâmplesc, îmi indică punctul M de coordonate, minus 1 pe 2 și minus radical din 3 pe 2. Deci ăsta este punctul M. Minus 1 pe 2 și minus radical din 3 pe 2. Mai spunem pe scurt, fiindcă Z a fost notat așa, minus 1 pe 2, minus I radical din 3 pe 2, spunem că M de a fix Z. În loc să spun coordonatele minus 1 pe 2 și minus I radical din 3 pe 2, spun M de a fix Z. Deci numărul complex poartă numele de a fixul punctului M. Îl fixează. Îl determină foarte precis. Îl determină precis. Și acum, unim de acolo, de la origine până la el. De fapt, ăsta este AU, dacă ar fi în general, și ăsta este BU. Nu pentru numele complex aici. AU și BU. Că BU este, în general vorbind, pe lângă partea de pe lângă I. Partea numită de partea imaginară, da? Da. Și atunci, ca să găsim modulul lui Z, adică lungimea asta, pur și simplu, prin Pitagora. Deci, OM poartă numele de, este, de fapt, modulul lui Z și egal cu radical din, uitați-vă și voi, din Pitagora nu vine A pătrat plus B pătrat, da? Da. Radical din A pătrat plus B pătrat și egal cu radical din, în cazul nostru avem minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 la pătrat, plus minus radical din 3 pe 2 la pătrat. Și egal cu radical din 1 pe 4, până așa face plus 3 pe 4 și face 4 pe 4 și face 1, da? Deci modul din Z este 1. Acum, punctul M a făcut un anumit unghi. A plecat de, să zicem, de aici și are un anumit unghi făcut cu direcția axă X-ilor. Și unghiul pe care îl face, trebuie să-l vedem care, ce valoare are unghiul acesta. 225 grade. Bunul simț ne spune că este cât ai zis, 180 este până aici. Da. Plus încă 45. Nu știu dacă e 45. Când ar fi 45, dacă AU e egal cu BU. Da. Deci când AU ar fi egal cu BU, atunci ar fi 45. Dar e mai mare. BU, da. Cred că este 60 chiar. Se vede că e mai mult de 45. N-am reprezentat unități de măsură, dar e 60. Că radical e 3 pe 2, 1 pe 2 aici. Da. Da? Da. Deci ar fi cât unghiul? 60, 180 plus 60 face 240. Da. Deci alfa, unghiul alfa, care mai poate numele de argumentul lui Z, da? Argumentul lui Z este egal cu 240. În cazul nostru, 240 de grade. Dar ca formulă vine arctangentă de B supra A plus cos phi. Cum știm să rezolvăm? La tangentă de alfa. Tangentă de alfa când egal cu un... Tangentă de alfa egal cu un număr, în cazul nostru va fi egal cu B pe A, cateta opusă supra ipotenuză, supra cateta alăturată și vine B pe A, atunci alfa este egal cu arctangentă de valoarea asta, B pe A, plus K pi. În cazul nostru, dacă aș fi mers pe formulă, să vedem dacă aș lua 240 de grade.
arc tangentă de cât este? Arc tangentă de B. Cât este B? Minus radical de 3 pe 2. Da? Minus radical de 3 pe 2. Supra minus 1 pe 2, nu? Minus 1 pe 2. Minus cu minus face plus, 2 cu 2 este 2. Face arc tangentă plus capi. Plus capi. Și egal cu arc, cu arc tangentă de radical din 3 plus capi. La cât de grade tangenta este radical de 3? La 60 de grade, da? Deci vine egal cu cât? Pi pe 3, ca să fie 60, da. Plus capi. Unde ca știți bine, a parcurs de Z. Și dacă, pentru cazul nostru, când unghiul este în cadranul 3, dăm lui K valoarea 1, să zicem. Dacă e 0 pi pe 3 și a fost un unghi cadranul 3, da. Iar dacă K-ul este 1, rezultă că alfa, cum ne interesează pe noi, va fi egal cu arc cu pi pe 3 plus pi și face cât? 3 pi cu 4 pi pe 3. De 4 ori câte 60 de grade. De 4 ori câte 60 fac 240. 240 de grade, cum am aflat noi din imaginea geometrică. Din imaginea de reprezentare, azi, băi, este un unghi de 240. După formulă, m-a pus foarte bine. Și atunci, numărul complex Z va arăta asta la momentul de față. Egal cu modul din Z, adică cât este modul din Z la noi? 1. 1, da? Pe da. Lângă cosinus de alfa, cât am găsit că e cos de alfa? Alfa l-am găsit. 4 pi pe 3 plus i sinus de 4 pi supra 3. Deci 1 pe lângă cos de 4 pi pe 3 plus i sin de 4 pi pe 3. Ăsta este numărul complex scris sub formă trigonometrică. Și acum, în loc să spun că am... eu aveam de făcut așa, minus 1 pe 2 plus, sau minus este, minus radical din 3 pe 2 ori i, totul la cât ce putere? La puterea a 3-a. Și egal mai departe cu, în loc de el, în loc de minus 1 pe 2 plus i, minus i radical 3 pe 2, pun pe ăsta care n-am găsit acum. Adică ce spun? 1 pe lângă cosinus de 4 pi pe 3 plus i sinus de 4 pi supra 3. Totul la a 3-a. Acum trebuie să știu să ridic un număr complex la o putere. Operație cu numere complexe sub formă trigonometrică. Haideți să ne amintim. Deci suntem într-un moment important al exercițiului. După ce am trecut la forma care am trecut-o, la forma algebrică, la forma trigonometrică, în loc să ridic binomul la a treia algebrică, cum am făcut-o și ne-a luat mult timp acolo, dacă ajung la forma trigonometrică și am ajuns, să vedem acum operații cu numere complexe sub formă trigonometrică. Hai să spunem așa. Operație cu numere complexe sub formă... Se șterg bine. Se șterg bine, da. Da. Sigur, mulțumesc frumos. Zicem așa. O, fie Z1 egal cu modul din Z1 pe lângă cosinus de alfa 1 plus i sinus de alfa 1. Deci un număr complex sub formă trigonometrică. Și Z2, un alt număr complex, egal cu modul din Z2, pe lângă cosinus de alfa 2, plus i sinus de alfa 2. Atunci, Z1 ori Z2, Z1 înmulțit cu Z2, este egal cu modul din Z1 ori modul din Z2, nu, moduli înmulțiți, modulii sunt niște numere reale, da? Pe lângă
cosinus de alfa 1 plus i sinus de alfa 1 pe lângă cosinus de alfa 2 plus i sinus de alfa 2. Ce calcul? Modul din Z1 ori modul din Z2 pe lângă. Înmulțim două paranteze. Cos ori cos. Deci vine cos de alfa 1 ori cosinus de alfa 2. Deci am le pe primul și mulțesc la amândoi, da? Da. Plus cos de alfa 1 ori sinus de alfa 2 ori i plus i sinus de alfa 1 cos de alfa 2, am să zic sin de alfa 1 cos de alfa 2 ori i, sin de alfa 1 cos de alfa 2 ori i și plus i pătrat, așa bine, da? Plus i pătrat sin de alfa 1 sin de alfa 1 ori sinus de alfa 2. Și dau mai departe cu modul din Z1 ori Z2, deci modul din Z1 ori modul din Z2 pe lângă cos de alfa 1 cos de alfa 2, iar i pătrat este minus 1. Deci vine cos de alfa 1 cos de alfa 2, cos de alfa 1 cos de alfa 2 minus sinus de alfa 1 ori sinus de alfa 2. Și plus, mai departe, plus am pe cei cu i, 1, 2 termen. Plus i pe lângă, sau las pe i la sfârșit, îl las la sfârșit și vine sin de alfa 1, sin de alfa 1, cosinus de alfa 2, plus cosinus de alfa 1, sinus de alfa 2. Ori i. Și este egal cu modul din Z1 ori modul din Z2 pe lângă. Cine este cos cos minus sin sin? Cos cos minus sin sin? Cos cos minus sin sin. Formula aceea. Na, cos de 2, nu. Cos de alfa plus beta. E cosinusul adunării. A căror unghiuri? Cosinusul adunării a căror unghiuri? A lui alfa 1 și alfa 2. Deci este cosinus de alfa 1 adunat cu alfa 2. Și plus i pe lângă sinus de. Cine este sin cos cos sin? Sin cos cos sin. Sinusul adunării, da? Sinusul adunării. Vă amintiți când e minus la cosinusul este cosinusul adunării și la, când se respectă la sin cos cosin este sinusul adunării, da? Sinus de alfa 1 plus alfa 2. Iată că am găsit formula care îmi spune cum se mulțesc două numere complexe sub formă trigonometrică. Cum se mulțesc? Se mulțesc modulii, iar unghiurile se adună, alfa 1 plus alfa 2. Deci produsul a două numere complexe sub formă trigonometrică e tot un număr complex, a cărui modul egal cu produsul modulilor, iar argumentul, unghiul, este adunarea suma celor două unghiuri, da? Așa, încât voi spune și eu formula aici. Z1 ori Z2 egal cu, cine a spus? Modul din Z1 ori modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 1 plus alfa 2 plus i sinus de alfa 1 plus alfa 2. Așa se mulțesc două numere complexe sub formă trigonometrică. Se mulțesc modulii și se adună argumente. Știu că noi notam alfa cu teta. Și de asta nu mi-am dat seama acum. Alfa, unghiul acela cu teta, da? Da, cu teta. Teta 1, teta 2, da? Da. Am zis alfa 1 că e mai, da, mai des folosit alfa. Da. Nu e nicio problemă. Hai să vedem cum se împart acum. Cum se împart două numere sub formă. Două numere complexe sub formă trigonometrică.
Deci o să facem Z1 supra Z2, da? Da. Hai să zicem. Z1 supra Z2 este egal cu, zicem și noi, Z1 supra Z2 este egal cu modul din Z1 pe lângă cosinus de alfa 1 plus i sinus de alfa 1 supra modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 2 plus i sinus de alfa 2. Și egal cu modul din Z1 supra modul din Z2, da, modul din Z1 supra modul din Z2 înmulțit cu cosinus de alfa 1 plus i sinus de alfa 1 supra cosinus de alfa 2 plus i sinus de alfa 2. Și vă amintiți, la împărțire se mulțește conjugatul. Ca să facem o împărțire cu două numere, mulțim conjugatul. De ce? Ca să dispară, să dispară i-ul. Că în momentul acela vine cos a plus b pe lângă a minus b, face a la a doua minus b la a doua, iar i pătrat face minus 1. Și atunci devine un număr real. Deci, în virtutea acestui lucru, o să spunem că este egal cu modul din Z1 supra modul din Z2 înmulțit cu cosinus de alfa 1 plus i sinus de alfa 1, totul pe lângă cosinus de alfa 2, cos de alfa 2, minus i sinus de alfa 2, totul supra ce era cosinus de alfa 2 plus i sinus de alfa 2, pe lângă cos de alfa 2 minus i sinus de alfa 2. Și egal cu modul din Z1 supra modul din Z2 înmulțit cu linii de fracții cos de alfa 1 cos de alfa 2, așa este? Da. Cos de alfa 1 cos de alfa 2 și plus, pentru că ar veni i pătrat. A, i sinus și cu minus i sinus face i pătrat sin sin, da? Da. Și i pătrat face minus 1, dar atunci pot să spun plus sinus de alfa 1 ori sinus de alfa 2. Și plus mai departe, ce cu i? I sin de alfa 1 cos de alfa 2. Da. Da? I sin de alfa 1. Eu am să scot și pe i în factor. Sin de alfa 1 cos de alfa 2. Și de unde mai obțin cu i? Pe cosinus de alfa 1 cu i sin de alfa 2. Da. Ăștia dau pe i. Deci ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Și fiindcă am scos pe i, deci rămân numai minus. Minus sin de alfa, cos de alfa 1. Sin de alfa 2. Totul jos, cât va veni jos, cos pătrat de alfa 2, nu? Da. Cos pătrat de alfa 2 minus a plus b pe lângă a minus b face a la a doua minus b la a doua. Minus i pătrat face plus sin pătrat de alfa 2. Cât faci cos pătrat cu sin pătrat de același unghi? 1. Deci asta face 1. Și va fi egal cu modul din Z1 supra modul din Z2 înmulțit cu linii de fracții. De fapt, supra 1 nu mai spun nimic. Cosinus de... Cos de alfa 1 ori cos de alfa 2 plus sin alfa 1 e cos... Cos de a minus b. Așa. Cos de alfa 1 minus alfa 2. Da? E da. Cos de a minus b. Da. Cos de alfa 1 minus alfa 2 plus i sinus de alfa 1 minus alfa 2. Iată că am găsit acum cum se împart două numere complexe sub formă trigonometrică, se împart modulii, iar unghiul este diferența. Argumentul noului număr complex
Argument egal cu diferența argumentelor. Da. Din argumentul numărător scădem argumentul numitor, adică din unghiul numărător scădem unghiul numitor. Așa încât vom spune și noi aici că Z1 supra Z2 egal cu modul din Z1 supra modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 1 minus alfa 2 plus I sinus alfa 1 minus alfa 2. Așa se împart două numere complexe sub formă trigonometrică. Și acum să vedem cum am face ce ar însemna Z1 bunar la pătrat. Z1 totul la pătrat. Asta înseamnă Z1 ori Z1, nu? Da. Deci dacă numărul complex păi ar veni deci să facem Z1 să-l luăm cos de alfa, cos pătrat de alfa 1 plus, nu? Deci Z1, dacă este modul din Z1 hai, nu Z1, nu Z în general modul din Z pentru cosinus de alfa plus I sinus de alfa atunci Z pătrat ar fi Z ori Z. Da. Z la acolo înseamnă Z ori Z. Adică... Înseamnă modul din Z. Da? Modul din Z ori modul din Z. Păi cum să mulțesc două ori? Exact aici, numai că e vorba de același Z. Da. Ar veni modul din Z. Nu 2 modul din 0. Modul din 0 la pătrat. Modul din 0 la pătrat. Că nu se adună. Te-am mai făcut de câteva greșeli. Asta atenție multe, da? E modul din 0, ori modul din 0. Deci modul din 0 la a doua, pe lângă cosinus de alfa 1 plus alfa 2, dar e același alfa. Păi alfa la pătrat. Nu, e alfa plus alfa. Că se adună. Da. Da? Deci vine alfa plus alfa. Deci 2 alfa, cos de 2 alfa, plus I sinus de 2 alfa. Încă o dată, Alex, trebuie să urmărești și tu. Deci ce am făcut aici? Ca să fac modul Z, Z la a doua, înseamnă Z ori Z. Și ne uităm la formula asta, că e vorba de mulțire. Înseamnă că modul din Z1 este modul din Z, modul din Z2 modul din Z. Și cosinus de alfa 1 plus alfa 2. Adică unghiurile adunate, dar al noi este alfa care se adună de două ori. Alfa plus alfa. Da. Deci cos de 2 alfa plus I sin de 2 alfa. Asta la a doua. Dar dacă fac Z la a treia, Z la a treia, înseamnă Z ori Z, adică modul din Z, înseamnă Z ori Z ori Z de câte ori? De 3 ori. Înseamnă modul din Z la a treia, pe lângă cosinus de cât? 3. De 3 alfa. Plus I sinus de 3 alfa. Și în general Z la N, Z la N va fi egal cu cine? Z la N, modul de Z la N, pe lângă Z la N, pe lângă cosinus de N alfa, plus I sinus de N alfa. Deci iată că am găsit acum formula de ridicare la orice putere a unui număr complex. Deci se ridică modulul la puterea respectivă, iar argumentul se multiplică de atâtea ori cât indică exponentul. Deci argumentul este multiplicat. Bun. Să scriu și pe formula aceasta. Și anume că modul din nu modul din Z. Z. Z la N, da? Z la N egal cu modul din Z totul la N pe lângă cosinus de N alfa plus I sinus de N alfa. Da, mai este și extragerea rădăcinii de ordine N, să o vă arăt la momentul potrivit. Acum să reținem aceste trei formule. Deci cum se mulțesc? Se mulțesc modulul și se adună argumentele, la împărțire se împar modulii și se scadă argumentele
iar la o putere să... E cazul particular a mulțirii. Da. Că practic când zic Z la N, înseamnă Z de N ori. Și atunci e modul din Z la N și în loc de alfa 1 plus alfa 2 plus puncte alfa N, e în alfa, că sunt unghiuri de alfa 1, alfa 2 egale cu alfa. Hai să ne întoarcem noi aici. Păi suntem în modelul formulei, deci. Va fi egal aici mai departe cu 1, 1 la a 3-a. Așa îl faci, nu? 1 la a 3-a, pe lângă. Cosinus de 3 ori... De 3 ori 4 pi, 3 ori 4 pi, plus i sinus. I sinus. Dar e 4 pi pe 3. 3 ori 4 pi pe 3, corect. 3 ori 4 pi supra 3. 3 cu 3 se reduc. Și face 1 pe lângă cosinus de 4 pi plus i sinus de 4 pi. Cos de 4 pi plus i sinus de 4 pi. Și egal mai departe cu cosinus de 4 pi, adică suntem pe cercul trigonometric, datorită periodicității, 2 pi fac 360. Da. E de 2 ore. Da? Deci suntem practic, am plecat de aici, am făcut o rotație, și încă o dată o rotație. Suntem în fața ar fi la 0. Deci ar fi aici cos de 0 plus i sin de 0. Și cât este cos de 0? Cos de 0 grade, suntem la cosinus acasă, e 1. 1. Da? Da. Deci vine 1 plus i ori sin de 0, sin de 4 pi, sin de 0 egal cu 0. Da. 1 și egal cu 1. Da. Deci 1 trebuia să ne dea nouă, mi-a dat altceva. Vă amintiți? Da. Asta e motivul pentru care merită să ne întoarcem înapoi. Deci care ar fi? Asta, nu? Asta e corect, dar greșit acolo, la cal. Da. Deci, în mod sigur, am greșit. Nu ne rămâne decât să întoarcem și vedem exact. Deci, vedeți, calculul algebric trebuie să dea același cu calculul trigonometric. Eu am apelat și la calculul trigonometric pentru că acolo mi-a zis, da, cum v-am greșit. Hai să vedem și chestia asta. Ba mai mult, dacă se ridică la o putere mare, la 5-a, la 7-a, la 8-a, nu mai faci așa. Da. Și pur și simplu trebuie trigonometric. Ăsta e rostul, numerul complex formă trigonometric, ca să poți să faci calculul de acelea. Nu, dacă avem o expresie urâtă acolo, nu, mi-e mult mai ușor să fac treaba asta prin... Ne stați din nou, să vedem unde am greșit. Deci a fost z egal cu minus 1 pe 2, minus i radical din 3 pe 2, totul la a 3, da? Așa. Deci se ocup 50.